Busalia a înscris singurul gol al meciului din penalti, minutul 14. România s-a ținut bine în compania unui adversar mult mai bine cotat. Înfrângerea de la Pitești nu pericritează șansele de calificare la Euro 2017, turneu care se va desfășura în Olanda. Cu 3 victorii în ultimele 3 etape, naționala feminină merge direct la Euro de pe locul 2. A fost un meci foarte bun și chiar am fost foarte plăcut impresionat de toată determinarea și dăruirea fetelor. De ce? Fiindcă, în mod cert, am jucat cu echipă mare în această seară, mai ales că în tură am pierdut cu 3-0. Se vede diferența între fotbalul feminin românesc și cel francez. Dar avem în continuare mari speranțe și mare încredere în ceea ce privește calificarea pentru prima dată în premieră pentru fotbalul românesc la un campionat european în 2017. România și Franța se vor întâlni peste nici 2 luni într-un meci mult mai important, cel de deschidere a turneului final al Euro 2016 masculin seniori. Meciul va avea loc la Saint-Denis pe 10 iunie. Îmi doresc ca să fie un alt rezultat în meciul de deschidere, da? Cel puțin un rezultat de egalitate.